Democrația nu este un joc. Democrația nu este nici măcar un joc în care poți fi spectator. Trebuie să participi. Aici, mâinile nu sunt pentru a aplauda, ci pentru a vota, pentru a decide, pentru a face. Una din cele mai simple definiții ale democrației ne-au dat-o grecii antici. Democrația înseamnă puterea poporului. Atunci când ai dreptul să alegi, când ai din ce alege, când îți asumi răspunderea pentru alegere, când ai puterea să alegi binele tău, care este și binele celor din jur. Asta înseamnă democrația, binele comun, care poate fi făcut prin participare, prin implicare civică, atunci când un om sau un grup de oameni participă la rezolvarea unei probleme în țară sau în localitate, ori chiar pe întregul continent, prin participare electorală, când alegi sau ești ales, ori prin participare politică, când te înscrii într-un partid și ai o activitate politică pentru a realiza o idee, un plan. Veți întreba, de unde atâta putere pentru toate acestea? Este puterea pe care ne-o dau Declarația Universală a Drepturilor Omului, Constituția, valorile europene. Ideea democrației este foarte simplă. Ca locuitorii unui sat sau oraș, ar trebui să avem un cuvânt egal de spus despre cum să ne trăim viața în comun, muncind la asta în fiecare zi. La școală, pe câmp, la fabrică, la birou, oriunde este loc de mai bine. În multe privințe, democrația seamănă cu sănătatea și fericirea. Avem cel mai mult nevoie de aceasta exact atunci când lipsesc și le putem obține când muncim pentru asta, fiecare, împreună. Democrație. Democrație, mie, nouă, vouă, tuturor, acasă. Europa vizuală, acasă.